Alți peste 350 de angajați ai statului infectați cu noul coronavirus la locul de muncă vor beneficia de indemnizația de 16.000 de lei. În acest scop, guvernul va aloca din fondul de intervenție peste 5.600.000 de lei. Potrivit Ministerului Finanțelor, indemnizațiile vor fi acordate pentru 352 de persoane. Cei mai mulți beneficiari, 320 la număr, sunt angajați în sistemul medical, 18 vin de la instituțiile subordonate Ministerului Justiției, 8 de la Ministerul Apărării și 6 de la Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Guvernul alocă lunar mijloace financiare din fondul de intervenție pentru acordarea indemnizației unice de 16.000 de lei angajaților din sistemul medical și unele instituții bugetare care s-au contaminat cu COVID-19 în timpul executării atribuțiilor de serviciu.